Bună ziua, domnul Simion. Bună ziua. Mulțumim că ați acceptat să stați de vorbă cu noi. Știu că sunteți foarte, foarte ocupat. Am venit la Câmpina să ne povestiți puțin despre Confind și despre San Confind, afacerile de succes pe care le dezvoltați în Prahova. Că trebuie să recunoaștem, aveți peste 30 de ani de când sunteți foarte bine în peisajul de business prahoven. Spuneți-mi, vă rog, cum ați început? Păi, după Revoluție, ca orice om, trebuie să te gândești în funcție de conjunctură ce se întâmplă dacă întreprinderea la care lucrezi de faliment, dacă se reorganizează, dacă dispare. Tu, ca inginer, ce faci? Unde să te duci? Pentru că, într-adevăr, atunci, în primii ani după 89, nu știa lumea prea bine nici cum vor evolua lucrurile, nici ce se va întâmpla, nici încotro e bine să o iei. Noi toți eram învățați cu ce? Cu economia socialistă. Când m-am gândit să înființăm o firmă, să ne facem o firmă proprie ca să avem o soluție de rezervă alternativă în cazul în care relația cu statul dispare, ca salariat la stat dispare, să ne putem descurca. Și atunci am înființat o firmă împreună cu mai mulți colegi, 7-8 eram, mai ales că eu lucram în București și firma am vrut să o facem la Câmpina pentru că ne-am imaginat că vom găsi mult mai ușor spațiu, condiții, forță de muncă decât în București. În București toată lumea se înghesuie să facă, dar eu am mers pe ideea asta. Și apoi toți colegii cu care ne-am legat, ne-am asociat, ne cunoșteam de multă vreme și erau din zonă. Eu sunt născut la Provița, adică la câțiva kilometri de Câmpina, și am zis că trebuie să facem ceva aici, nu în altă parte. Și uite așa, corect. Și uite așa s-a înființat San Confind, spitalul nostru, dar e făcut mult mai târziu. Și un proiect de suflet, așa la cum vă citesc. Și Confindul este la fel, pentru că mie îmi place când ne apucăm de o treabă să o facem cum trebuie, nu cu să ne jucăm. Cu răspundere. Dar apropo de acționari sau de SRL, deci nu avem acționari, dar colegii cu care am înființat firma, vreau să zic că ce am constatat eu, evident, mult mai târziu, este că dacă cei care au început, care au pornit firma, nu se înțeleg între ei, din diverse motive, firma dispare, moare. Și atunci eu, cel puțin, m-am străduit ca să păstrez bunele relații cu toți asociații pentru ca întreprinderea să n-aibă de suferit. Altfel, când se sparge firma, se împarte, se ia o nouă bucățică sau cine știe ce metodă, firma dispare, n-are șanse. Și în felul ăsta, astăzi încă suntem patru asociați, chiar dacă unii mai în vârstă, unii nu mai sunt la servici, ne-am străduit să fim colegi în continuare și vom fi până când ne vom retrage definitiv și vom preda frâiele urmașilor noștri. Deci asta e o cauză pentru care Confindul o explicație a faptului că Confindul a supraviețuit 32 de ani. Și nu numai că a supraviețuit, s-a dezvoltat continuu de la an la an și dezvoltarea asta noi am conceput-o așa pe principii sănătoase, adică profitul reinvestit și foarte puțin bani s-au luat acasă. De exemplu, noi n-am luat dividende din 2011. Dividendele de atunci, abia acum luăm din ele. Deci vă dați seama că toți banii, tot profitul a fost reinvestit continuu în firmă. Și astfel a ajuns unde este acum? Da.
Nu ne-am împrumutat, decât foarte rar. Și când ne-am împrumutat, am avut un scop anume. Și e mai bine să nu fii dator la bănci. În niște limite, evident. Dar am vrut să spun că ne-am dezvoltat organic, așa, încet, încet. N-am făcut un pas mare ca să ne rupem. Am făcut pași mărunți, dar de la o lună la alta, de la un an la altul, lucrurile au tot crescut și dacă ești atent la ce se întâmplă în lume, în piață, în România, în general, în industrie vorbesc, n-ai cum să greșești. Numai că trebuie să fii atent permanent, trebuie să... Noi, de exemplu, n-am lucrat niciodată cu statul. Nu poți să suferi să iei lucrări de la stat, chiar dacă zice lumea că le iei prin licitație, pentru că acolo ți se dă cu o mână și întinde mâna ailaltă să-i dai ceva înapoi. Eu n-am dat ciubuc niciodată nimănui. Foarte frumos. Dar se poate. Dar nici n-a venit vreun deputat, senator sau altă funcție politică la mine să înceară ceva. Pentru că știe că nu le dau. Eu am zis oficial peste tot, cu ocazii de genul ăsta, diverse întâlniri, că nu dau ciubuc. Și atunci, dacă nu dau, n-au îndrăznit să ceară. Și credeți că ați avut de suferit? N-am avut de suferit de nimic, cu nimic, pentru că nu mă ajută nimeni. De niciun fel. Nici nu vi s-au pus. Nici guvernul nu ne ajută. Nimeni nu ne ajută. Noi trebuie să respectăm legile și să... Din păcate, este părerea foarte mulți antreprenori că nu văd niciun fel de sprijin avantaj, din partea sprijin, statului. Da, să te ajute contra, cu ceva. Din contră. Nu. Păi, de exemplu, la noi, în firmă, n-a venit primarul orașului Câmpina, să zicem așa, aș putea să zic, niciodată. Chiar dacă uneori a mai venit, așa, dar a venit în interes personal, să-i mai rezolv câte ceva, nu ca să... Deci, niciun ajutor. Județul nici atât. Este în topul național. Este cel mai mare angajator din Câmpina. N-avem cifra de afaceri cea mai mare pentru că e Cameronul sau cumpărat de Schlumberger acum. Dar el are piața de la Houston, piața americanilor. Nu e munca lor. Deci, ăștia sunt firmă românească local. Care execută, care face, dar de fapt piața și comenzile toate îi vin de la Houston. Iar în celelalte firme din Câmpina, noi suntem cel mai mare angajator și ca... Câți angajați aveți? Acum avem aproximativ 1000 de oameni. În ăștia 1000 sunt, într-adevăr, și câteva zeci închiriați. Că am ajuns să închiriem sudori sau lăcătuși. Pentru că pe piața locală, să zicem, nu găsești, nu mai găsești. Toată lumea visează și toată lumea a fugit în ghilimele la lucruri în străinătate, la vapoare sau la alte fabrici în vestul Europei. De câțiva ani s-a potolit plecarea asta. Asta pentru că și noi am mărit salariile suficient de mult ca să fim mai atractivi pentru toată lumea și pentru că am putut, nu că... Pentru că dacă câștigi totul prin licitație, dacă prețurile sunt obținute la licitație, nu poți să mărești salariul așa, fără niciun fel de bază. Trebuie să faci bine socoteli și să nu te trezești că cheltuie mai mult decât poți. Pe mine mă enervează guvernul ăsta, care, nu ăsta, toate, care stabilesc tot felul de avantaje, zile libere, peste zile libere, ce vrei și ce nu vrei, salariu minim, hotărăște el așa guvernul, pentru mine, firmă privată, să-i măresc salariul minim. Și acum, mărind salariul minim, ca așa zice legea, ajung să trec cu salariile minime înaintea meseriașilor de bază, sudori sau mecanici sau nu știu ce. Vrând nevrând atunci, pentru că salariul minim e prea mare, trebuie să le măresc și celorlalți salariile. Adică e o creștere forțată care, eu înțeleg rostul, sunt de acord cu ideea că trebuie să măresc salariul, dar dacă poți, pentru că nici eu nu vreau să
nu-i dau salariu mare că nu vreau. Nu vreau pentru că nu, sau nu pot să dau salariu mare pentru că așa îmi permite licitația la care particip și prețul obținut, ăla e. Eu nu pot să mă duc la client, noi facem lucrări cu ciclu lung de fabricație, adică faci o stație de compresoare, lucrezi la ea un an, un an jumate, de când câștigi licitația până când o predai. Păi în timpul ăsta câte lucruri se schimbă în legislație, ce faci cu ele? Tu trebuie să te descurci tot în banii pe care i-ai obținut la licitație. Da, din păcate nu avem predictibilitate la... Nu știi de azi pe mâine. Sistemul legislativ. Te uiți la televizor să vezi ce te așteaptă. Bine, cât de bine se explică și acolo, dar noi știm bine lucrurile, luăm ce e corect sau real din ce se spune la televizor. Dar nu știi pe ce te bazi. Nu știi dacă la vară se întâmplă e același lucru ca acum, sau la toamnă, sau peste o vreme. N-ai niciun fel de posibilitate să-ți planifici și atunci te mulțumești să faci pași mici ca să nu cumva să greșești ceva. Și cu toate astea a fost rețeta succesului, pentru că ați ajuns de la un șurub și o piuliță la cel mai mare angajator din Câmpina. Da. Și compania Confind este totuși la nivel național unul dintre principalii furnizori de servicii, echipamente pe piața de petrol și gaze. Echipament petrolier pentru țiței și gaze. Sigur că principalul client, ținând cont că în piață OMV-ul este cel mai mare în domeniul ăsta, sigur că și pentru Confind clientul cu 60-70% al nostru este OMV-ul. De câțiva ani a început să fie clientul nostru și Romgazul, tot pentru uscări de gaze, stații de compresoare, adică lucruri de-astea mari, în afară de piese de schimb sau mărunțișuri de-astea. Noi a trebuit să ne dotăm, să ne pregătim mereu, să fim în stare să creștem productivitatea și mai ales calitatea, pentru că toată lumea vrea termen de garanție cât mai mare, vrea să intervii așa, să apese pe buton și țuc, să fie acolo la Romgaz, la Târgu Mureș, la sonda cutare. Deci trebuie să ținem cont de toate lucrurile astea și să avem grijă de costuri. Dar dacă nu dormi nici ziua, nici noaptea, sau dormi doar 5 ore pe noapte, ai timp să te gândești la toate. Cum rezistați? Cum se vede? Este și datorită să am Confind? Am ajuns peste și la... Peste un timp, Confindul a evoluat singur multă vreme, dar am ajuns la concluzia sau la ideea asta că ar trebui să facem și altceva pentru societate, pentru zona în care ne-am născut, pentru ca să rezolvăm și alte nevoi ale oamenilor, nu numai nevoia de a avea servicii, salarii și nu știu ce. Și am făcut o biserică, asta de acolo, în curtea spitalului Voila. Ridicată de dumneavoastră? Executată de la proiectare până la dotarea finală și pictură și tot, numai de Confind. Nu e mare, evident, dar e o biserică, nu e o jucărie și suntem mândri că din cauza consilierii pe care am avut-o, Mănăstirea Stavropoles, Părintele Justin Marchiș, care ne-a găsit o arhitectă potrivită pentru așa ceva și biserica arată foarte, foarte bine și respectă toate canoanele bisericești. Și ca arhitectură, și ca pictură, și ca funcționalitate, și plus că este așezată într-o grădină, într-un spațiu verde, lângă clădirile spitalului de la Voila, unde spitalul Voila fiind de psihiatrie. Și acolo sunt destul de mulți oameni care au nevoie. Ar avea nevoie să se ducă la biserică. Așa e. În afară de biserică, acum vreo 7-8 ani, 10 ani, am zis că ar fi util să rezolvăm și o problemă, să zicem, de... Eu am zis așa că în viață două lucruri vor fi în continuare, vor avea cerere în continuare. Agricultura, adică mâncarea, și sănătatea. Astea două domenii nu vor dispărea niciodată, indiferent cât de bine sau cât de prost, nu poți să le eviți. Și atunci am zis să ne apucăm și de agricultură. Și am căutat vreo 4-5 ani să cumpărăm pământ,
nu să arendăm, nu să închiriem, nu. Vreau să facem o treabă serioasă și am găsit până la urmă, dar am găsit abia la Balș, lângă Balș, la 10 km de Balș. Calitatea terenului nu era, sigur, ca cea din Bărăgan, cu Cernoziom, dar era un teren bun și am cumpărat 240 de hectare, comasat 100%, plus echipamente agricole noi și tot ce trebuie. Și de 7 ani, în 7 ani, ne-am chinuit să încercăm să dezvoltăm o fermă serioasă, bună, rentabilă și am ajuns la concluzia că trebuie să o vând pentru că dacă lucrez corect, nu e rentabil. Voiam să vă întreb de AgroServe. Recunosc că am avut în plan și apoi am zis nu, că știu că nu... Nu, s-a dovedit că nu e rentabil. Nu a și fost ce trebuia. De ce? Pentru că noi am făcut numai cereale și n-aveai cui să revinzi decât lui Glencore la Dunăre. Glencore. Deci nu firmă românească, nu altcineva. Nu știu ce facea la cu grâu, dacă îl ducea în Elveția, unde e originea firmei, sau treaba lui unde îl vindea, sau nici nu scotea din țară. Habar n-am, nici mă interesează. Vreau să zic că dacă era secetă, mărea un pic prețul. Dacă ploua, micșora prețul. Deci fermierul lucra totdeauna în pierdere. El câștiga, nu noi. Asta era metoda. Și am vândut-o acum un an, abia am reușit să recuperăm banii și pe pământ și pe utilaje. Care și am scăpat de asta. Și cine vrea să se apuce de agricultură, să o facă. Dacă o face legal, nu este rentabil. În ziua de azi, cu legea, Păi ăștia sunt nebuni cu îngrășămintele, cu toate pesticidele și toate lucrurile necesare pentru a trăi ca fermă. Și prețul grâului a rămas aproximativ constant. Nu se modifică deloc. Nici situația din Ucraina nu ne-a ajutat. Asta e acum, să zicem, de 2 ani încoace, dar eu vorbesc de 7 ani cât am încercat să o aducem la zi, cu inginer agronom, când vedeam cum se scumpesc toate inputurile creșteau și grâu stătea pe loc. Dacă statul s-ar gândi să cumpere el, statul, să cumpere la preț corect de piață grâu făcut de fermieri, de cine vrea să fie, nu să-l dau eu lui Glencore sau nu știu cui, care te speculează pe momentul ăla. Dacă vrei să-l dai, bine, dacă nu, unde să-l duc? Cui să-l vând? Așa. Direct la moară, când îi recoltezi 10 de tone, nu poți să-i dai la moară și să ți-l cumpere la atunci. Deci cu agricultura ne-am potolit. În anul 2010-11 am zis să încercăm să facem un spital. Pentru că în zona noastră, de la Predeal până la București, nu exista niciun spital privat, serios, în afară de policlinici sau... Diverse clinici. Clinici, pe specialități, una, două specialități sau poate chiar și mai multe între timp. Și am găsit un proiectant român plecat în Franța de 38 de ani, un arhitect. Am fost în Franța și m-a dus pe la diverse spitale făcute de el. Am fost la Biarritz, pe malul Atlanticului, unde se ducea și regina Angliei și Tito și nu știu mai cine, ca să văd care este nivelul tehnic, să zicem așa, al construcțiilor, al dotărilor, al funcționalității. Să-mi dau seama că în România n-aveam cu cine să compar, că doar noi compara cu baza de tratament nu știu care de stat. De chirpion. Și după ce am văzut ce e acolo, m-am întors acasă convins, fiindcă și noi putem să facem la fel, dacă nu mai bine. Și atunci proiectarea spitalului s-a făcut la nivelul pretențiilor, condițiilor din legislația românească și sigur, pentru că arhitectul făcuse 10 spitale în Franța, știa foarte bine problemele legate de circuite, de rezistență sau de... Asta era ușor de rezolvat, dar spitalul e altfel de clădire. Dacă e cu tremur de gradul 8, pacienții din spital nu pot să plece, n-au cum să fugă pe scara de incendiu. Fug alții, dar ăia nu. Și atunci toate regulile, normele trebuie să fie subordonate, problema este.
Și a ieșit un spital foarte frumos, foarte mare, 11.000 de metri pătrați. În 2015 i-am dat drumul, dar pentru că e făcut pe nivele și pentru că am găsit înțelegere la Ministerul Sănătății și ne-au dat drumul să funcționăm cu câte o activitate medicală separată, cu măsuri de izolare a zonei unde se lucra și atunci la două nivele de jos era partea de recuperare funcțională și la alte nivele se lucra. Și pe urmă, treptat, treptat, în timp, au apărut și laboratorul, și imagistica, și cabinetele, și maternitatea, o secție de obstetrică, ginecologie. Și cred că abia anul trecut, dacă nu și anul ăsta, vom continua să adăugăm diverse alte specialități medicale în componența spitalului, chiar dacă din punct de vedere al construcției totul e terminat. Noi nu avem probleme de astea de ISU, de pompieri, pentru că acreditarea de la NMCS, toate au fost luate din prima, pentru că e greu să găsești vreo deficiență, nu că mă laud, dar așa e. N-au găsit decât mărunțișuri de astea așa, scăpări sau neglijențe sau, mă rog, oarecare necunoaștere a unor probleme de exploatare de spital, evacuare deșeuri de nu știu care fel, dar totul este făcut conform normelor. Nu există niciun fel de probleme. Păi, dacă ar lua spitalele vechi care sunt la noi în țară să le... Cred că n-ar. După noile n-ar. Norme, ar trebui închise. Păi nu. ANMCS-ul vine, încearcă să-i acrediteze. Sigur că nu poate să-l închidă, sigur că nu poate să facă nimic. Le dau amendă și pe urmă le dau un plan de conformare. Și peste un an tot acolo sunt, că n-au ce să facă săracii. Și mai dau iară o amendă. Dar cine plătește amenda? Tot statul. Și atunci ce am făcut? Iar la noi nu e niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere. Sigur că din 2015 până acum au trecut 8 ani, spitalul încă nu este rentabil, adică veniturile nu acoperă cheltuielile, pentru că noi am zis să rezolvăm problemele populației. Nu vreau să scoatem profit de pe urma spitalului, dar măcar să ne acoperim cheltuielile aș vrea. Măcar atâta, da. Să fim pe zero, nu altceva. Dar sper, pentru că de la un an la altul lucrurile se îmbunătățesc, diferența dintre sau mărimea pierderilor scade continuu și sper, cum speram anul trecut, că o să ajungem pe zero, dar a venit majorarea de preț la gaze, la energie și iară ne-au dat un șut și ne-au încurcat. Nu știu, anul ăsta ce mai vine? Mai mișorează tarifele în loc să le crească casa, CNS-ul, în loc să crească tarifele pentru ce lucrez, acolo unde lucrez cu statul, înțeleg că vor să le mișoreze. Acum să vedem cât, cum. Eu sunt foarte bucuros că spitalul merge bine din punct de vedere medical. Avem aproximativ 230 de salariați, avem vreo 57-58 de medici, nu sunt toți full-time, dar vorbesc de cei care au contract cu noi. Avem vreo 5 medici care au lucrat în străinătate și care s-au întors în țară, nu de dragul meu, Doamne ferește, s-au întors și că eu i-am găsit. Dar dacă faci ortopedie în Belgia 5 ani, sunt convins că o fac mult mai bine decât ai noștri. Alte tehnici, alte echipamente, alte dotări, alte... Alte generație de, da, și sunt de tineri, echipamente. Sunt și tineri ei ca doctori. Și atunci, din punct de vedere medical, eu sunt foarte mulțumit pentru ce a ieșit și sunt convins că din gură în gură se va duce vorba despre spitalul San Confins și că deja este pe buzele tuturor. N-am vrut să fac reclamă de asta agresivă la televizor ca la medicamente sau cum fac alte spitale, pentru că mi-a fost teamă în sufletul meu așa să nu mă trezesc cu vreun accident sau incident, să moară cineva sau mai știi, mai ales că maternitate. Da. Și atunci am vrut să mă conving că lucrurile merg bine din punct de vedere medical și pe urmă treptat, treptat vedem și cu prețurile cum suntem, pentru că oricum suntem cu prețurile mult mai mici decât cele similare din București.
Lucrați cu Casa de Asigurări de Sănătate? Lucrăm acolo unde se poate, unde se justifică. Cam 18% din veniturile noastre sunt de la casă, pentru că laboratorul de analize medicale, imagistica, lucrează cu casa. Și mai sunt câteva specialități la care, și avem și zone în care lucrăm puțin cu casa, pentru cei mai, cu cazuri mai deosebite, îi bagă cu casa, iar ceilalți mai, nu știu cum să zic, cu plată. Că n-am, dacă ai lucrat numai cu casa, ești în pierdere totală. De exemplu, la recuperare, BFKT, la început, tot am lucrat numai cu casa. Și 5 ani am lucrat numai cu casa. Dar dacă îți dau 10 lei pe procedură și ai voie și îți plătesc 4 proceduri pe zi, noi încasam 40 de lei de persoană și veneau 200 de oameni într-o zi la tratament. Cheltuieli enorme de la prosoape, de la echipament, de la condițiile de curățenie, de la, totul, curățenia reprezintă, zic eu, un punct foarte pentru spital, pentru că n-aș vrea niciodată să ajungem să intre omul cu o boală să iasă cu două, cu nozocomiale sau cu nu știu ce. Doamne, și atunci toată lumea e foarte atentă la curățenie. N-am făcut rabat și nici n-am încercat să reducem femeile de curățenie, de exemplu. Toată lumea spală, șterge, curăță, să nu cumva. Și materialele sanitare necesare și detergenți și tot ce se consumă a fost testat, verificat, cu certificate, cu să nu cumva să cumpărăm ca pe vremuri, acum câțiva ani, apă în loc de nu știu ce. Deci eu zic că lumea a căpătat încredere pentru că actul medical este corect, n-am avut incidente sau discuții de-astea decât foarte rar pe la vreo caz de la maternitate, unde mai sunt pacienți mai mofturoși sau cu pretenții exagerate, dar nejustificate, dar astea au fost foarte rare sau câteva au fost. Da, maternitatea este o secție mai specială. Absolut specială și un etaj întreg e ocupat numai de maternitate. Sigur că în afară de maternitate, doctorii noștri fac și operații ginecologice, în afară de consultații, nașteri, contract de naștere și operații ginecologice complicate, cancere și alte lucruri, nu intru în detalii. Și eu sunt bucuros că s-am convindu, cred că încet, încet ajunge să fie un punct foarte pentru zona asta, de la Predeal până la, hai să zic, Ploiești, că după aia de la Ploiești la București oricum nu mai e nimic sau nu mai sunt spitale. Ortopedia ar putea să fie, să ajungă în curând un pol, un punct foarte al spitalului, pentru că e doctorul din Belgia, are vreo 3 ani de când e la noi și de la o perioadă la alta a tot crescut, dar acum se fac proteze de șold, de genunchi, de umăr, de gleznă, nu, proteză, operații, pe bandă, să zicem așa. Și acum de câteva zile am reușit în sfârșit să intrăm în programul național de protezare și atunci casa va plăti, va suporta în limita sumelor pe care ni le dau, dar va suporta proteza. Și atunci omul plătește, să zicem, 14.000 operația de proteză de șold, din care dacă o să-i scădem contravaloarea protezei plătită de stat, o să devină și mai atractivă secția de ortopedie de la spital. Care este secția cu, să zicem, cel mai mare succes, unde aveți cei mai mulți pacienți și care este recunoscută în zona? Spre ce se îndreaptă oamenii mai mult? Cred că depinde de doctor. Adică, de exemplu, eu consider că infrastructura, adică partea de spital, dotare, tot ce avem noi, infrastructura reprezintă 50% din câștig, din atractivitate, dar 50% depinde de doctor. De medic. Nu vine neapărat la spital dacă doctorul e prost sau nepriceput sau... Și aveți doctori proști? Nu, am zis în general acum. În cazul nostru, spre mirarea dumneavoastră, dermatologia e cea mai căutată, să zicem. De ce spre mirare? Așa, pentru că zici dermatologia, la prima vedere, dermatologia, ortopedia, cardiologia,
la care lista de așteptare e uriașă, am mai găsit încă un doctor, o doctoriță. Sunt mulți bolnavi cu bol de inimă. Boala secolului. Problemele cardiace. Da, cardiace. Boala secolului. Dar avem orelist foarte bun, avem oftalmolog foarte bun, numai că gastroenterologia foarte bună, în afară de dotarea noastră de top, să zic așa, aparatura, calitatea imaginii, rezultatele de la noi, cu care se duc alții în străinătate la Viena sau în altă parte, se miră ea că spune. De la voi, de la spital, din România, adică numai la noi, la Viena, la AKH se poate. Uite că se poate și la noi. Și imagistica la fel, CT-uri, RMN-uri, și interpretarea bună, corectă. Deci spitalul, după mine, va crește de la o perioadă la alta, partea de investiții s-a terminat, va crește mereu prin calitate, să încercăm să găsim cât mai mulți doctori, iar la partea de chirurgie e greu să găsești doctor full-time care să opereze, că nu o să aibă pacienți în specialitatea lui, numai din zonă, și atunci vin doctori chirurgi din București cu pacientul la pachet, să zicem așa, adică decât să opereze la stat sau undeva în București, unde costă aceeași operație mai mult sau mult mai mult decât la noi, doctorul îi recomandă să vină aici și vine și îl operează la noi. În alte condiții decât la stat. În alte condiții. Am întrebat toată pe un chirurg care zicea că vrea să vină la noi, n-a venit până la urmă, dar l-am întrebat de ce vrei să pleci tu de la stat și să vii la noi. Păi zice, dom'le, am 50 nu știu câți de ani și m-am săturat să stau cu mâna întinsă și când cer ca materiale, să zicem, un fir, vreau de la, n-avem de la. Dar de care aveți? Păi ce nu-mi trebuia mie? Adică la noi tot ce visează sau ce consideră doctorul că îi trebuie din punct de vedere tehnic, medical, vorbim de chirurgie acum, găsește. Și la paroscopie, și sterilizarea, și sălile de operații, și suprapresiune în sala de operații, și înregistrări, și tot ce își imaginează ateiștii noștri buni, toate lucrurile sunt așa cum are doctorul pretenție. Și atunci când lucrează în condițiile pe care și le-ar fi dorit totdeauna și la stat, nu le-a avut, sigur că pare foarte atractiv la noi. Plus că noi dăm masă gratis la tot personalul, în afară de etichete de masă, transport, le dăm și masă gratis ca să nu stea omul cu, în afară de pacienți, evident, cei care sunt internați, avem și spitalizare de zi și până la 8-9 seara pleacă acasă, cum ar fi la gastroenterologie, dacă vine pentru colonoscopie, pentru diverse lucruri, facem spitalizare de zi. Eu sunt, nu zic mândru, dar bucuros că spitalul merge foarte bine și că nu seamănă cu agricultura. Trebuia să câștigați un pariu, nu? Da. Ce planuri de viitor aveți în următoarea perioadă? N-am planuri de viitor neapărat, pentru că la noi lucrurile se nasc, se dezvoltă, intră în normal, treptat. Mi-am dorit dintotdeauna, de mulți ani încoace, să lucrăm pentru echipament militar. Dar nu puteam. Nu, echipament militar, uite cum v-a șocat, dar... Da, nu mă așteptam. Dacă tot avem dotarea necesară, ca mașini înelte, ca sudură, ca tot, iar întreprinderile din Romarm au ajuns să nu mai aibă mai nimic sau sunt cu totul depășite de nevoile de astăzi, deci ăia n-au, să zicem, ce trebuie, dar ar trebui să, sau primesc comenzi într-un fel sau altul. Noi avem tot ce ne trebuie, dar nu putem să intrăm în cercul ăsta de întreprinderi. Și nu vă spun cum și ce fel, fără pile, fără nimic, am reușit să obținem toate
certificările, calificările, aprobările necesare și am început să facem, evident, nu produse, nu echipamente complexe, dar piese de schimb pentru. Și atunci, dacă tot avem sudură bună, acum, de exemplu, am pus în funcțiune zilele astea o mașină de debitat, table de blindaj, sigur, nu numai tabla de blindaj, și orice altă tablă și de oțel inox, tot ce ne trebuie nou, laser. Deci am adus un laser de vreo 800.000 de euro, l-am montat și acum deja nicio altă întreprindere din armată n-are așa ceva, cred. Alții au civil. Practic, la ce folosiți acest laser? La debitarea tablelor. Tabla de blindaj înseamnă niște forme geometrice. Cum se le tai? Cu flacără, cu oxiacetilenic? Nu te primește nimeni, că tăietura e influențată, influențează termic, zona arată urât sau trebuie să o prelucrezi după aia. E complicată. Doru, stai mai... Deci asta e... Încercăm să intrăm în diverse domenii și... Doamne ferește, cum situația internațională nu e prea bună, stabilă, s-ar putea ca să ne avantajeze. Confindul nu vrea să facă armament sau altceva. Facem numai pentru partea de auto, deci mașini blindate, piese de schimb pentru ele, pentru că la licitații nu putem să participăm noi direct, pentru că trebuie să se cere experiență similară. Și chiar dacă Ministerul Apărării organizează licitații, sunt acum câteva, noi nu putem să participăm niciodată, decât ca subcontractorul cuiva. Cuiva care nu e român, că nu avem firme din România care să facă așa ceva. Asta vreau să vă întreb, dar cine are experiență la noi alt, în țară? Alt deștept din Coreea, din America, din Turcia, din... Deci nu român. Nici Ministerul Apărării cred că nu și-ar dori, știu eu, camion românesc, vrea o mașină serioasă. Deci, înfiindu-l se va dezvolta în continuare. Pe foarte multe domenii. Înfiindu-l va trăi în continuare, bine mersi, și se va dezvolta și sper să nu facem de râs țara asta, că să vină unul să zică, aoleu, ce e la ăștia acolo. Nu se pune problemă. Nu. Din toate punctele de vedere, îi cam surprindem pe străini. Nu se așteptau să găsească la noi așa. Și autorizări, și sudori, și de-alea, și de-alea. Tot ce întreabă, ai și de-aia, ai și de-aia, ai și de-aia. Sigur că mai sunt tehnologii sau lucruri pe care noi nu le-am folosit, că n-am avut nevoie. Dar asta nu înseamnă că nu reușim să ne adaptăm, să ne aliniem repede. Mai facem, cumpărăm câte ceva. Sablaj cu... alice de aluminiu, că așa vrea ăla, la tabla de blindaj. Da, domnule, de la, am cumpărat, avem de la. Tot sablare. Corect. Asta înseamnă Confind, asta înseamnă San Confind, asta înseamnă cei 1000 de oameni care lucrează la Confind. Și o poveste de peste 30 de ani de succes? Da, da. Pe piața de business. Dacă vrea cineva să o considere de succes, e treaba lor, cum o văd din afară. Noi am făcut treaba nu pentru alții, am făcut-o pentru noi. Să nu fie rușine că lucrezi într-o firmă românească. Da. Și ce firmă. Da. Domnul Simion, mulțumesc mult că ați acceptat să stați de vorbă cu noi. Campania Antreprenori de Succes, tocmai asta are în vedere, să spună celor din Prahova, celor din România, că se poate și la noi. Așa că vă mulțumim și succes în continuare. Da, cu plăcere.